Bun găsit, dragi prieteni, la personalitatea zilei, ca de obicei, avem invitați cu totul și cu totul speciali. Și nu neapărat special, cât oameni care conduc comunități aici în județul Bacău. V-ați obișnuit, dragii mei, să aflați prin intermediul televiziunii noastre despre comunele care, într-adevăr, sunt reprezentative aici în județul Bacău. Și tocmai de aceea o să încerc astăzi să fiu cât mai scurt, pentru că așa este politicos. Lângă mine este o doamnă, doamna Iulișcă Victoria, primar al comunei Pârgărești. O comună cu oameni gospodari, o comună cu oameni credincioși, o comună în care îmi face plăcere și eu și echipa pe care o reprezint să mergem cu plăcere. Mai ales că există și transparență. Știți foarte bine, dragii mei, că echipa Exclusiv TV filmează și ședințele de Consiliu Local și evenimentele culturale deosebite și o să vedeți că în cadrul emisiunii de astăzi voi marca un moment deosebit în legătură cu istoria acestei zone și în special a comunei Pârgărești. Așadar, să nu prelungim emoțiile, să spunem bun venit doamnei primar Victoria Iulișcă. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Doamna primar, în primul rând vreau să vă felicit că sunteți una din persoanele curajoase în politica din județul Bacău. O să vă pun microfonul un pic mai aproape ca să se audă bine. Mai avem primărițe, nu? În județul Bacău. Da, la nivelul județului Bacău sunt 6, suntem 6 femei primari. Oh, deci mai bine decât chiar... Dar eu fac parte din primarii PNL, la nivelul județului sunt singura femeie primar PNL. Ei, iată, ceva inedit cum ar veni, da? Da. Și, sigur, considerați că femeile sunt mai capabile decât bărbații? De ce oare în comunele, așa cum este și Pârgăreștiu, s-a ales o femeie? Păi, cred că cetățenii au stat și s-au gândit, având în vedere că de-a lungul anilor au fost numai bărbați primari, iar eu, întorcându-mă din 2011 în comunitatea mea acasă, sigur că m-am hotărât să candidez pentru funcția aceasta de primar pentru a face ceva pentru această comunitate. Eu lucrez în administrație din 1996 și am lucrat într-o comunitate cu un singur primar, cu 5 mandate, sigur că da, care a făcut ceva pentru comunitate. Sigur că orice început este destul de greu, dar am învățat de la dânsul că se pot face multe lucruri pentru comunitate, pentru comunitățile locale, dacă se dorește cu tot din adinsul. Întorcându-mă acasă, am dorit să pornesc unele proiecte pentru comunitatea Pârgărești. Da, într-o lume a bărbaților e un pic mai greu totuși, cred, nu? Sau cum vi s-a părut? Nu cred. Cred că trebuie să fii un om bine calculat. Un primar trebuie să fii un bun gospodar. Trebuie să fii gospodar acasă ca să dovedești comunității tale că poți să gospodărești și o comunitate întreagă. Dacă tu ai o gospodărie bună, o familie bună, o familie închegată, sigur că poți să faci în comunitate lucruri frumoase, precum ai făcut pentru gospodăria ta și pentru familia ta. Foarte, foarte bine spus. Da, într-adevăr, așa stau lucrurile. Iată că cei din Pârgărești au încercat să vadă și o femeie primar. A fost o etapă foarte bună pentru dumneavoastră și din câte am văzut noi în Comuna Pârgărești, lucrurile au mers într-adevăr un pic altfel față de mandatele celorlalți primari care au fost până în 2016. Din iunie 2016 ați preluat această funcție, ați fost pusă în aleasă de către oameni. Și eu sunt convins că avem câteva lucruri de povestit de acest mandat. Dar înainte de acest lucru, să ne spuneți câți locuitori are
Comuna Pârgărești? Comuna Pârgărești are un număr de 4.800 de locuitori, este compusă din 5 sate. Care sunt aceste sate? Satul Părăuboii este un sat cu credincioși ortodoxi, satul Pârgărești, satul Nou, satul Nicorești și Bahna, unde sunt credincioși romano-catolici. Sigur că fiecare sat are biserica lui proprie, s-au construit foarte multe biserici frumoase în comunitatea noastră, una din ele a fost inaugurată și sfințită în anul 2018. Avem cetățeni gospodari, cetățeni care doresc să aibă o comunitate frumoasă, o comunitate dezvoltată, pentru că sunt foarte mulți plecați în străinătate. Sigur că ei au văzut acolo care e nivelul de trai în Europa și vor să aibă același nivel de trai și în comunitățile lor când se vor întoarce. Cum ați găsit primăria din Pârgărești? Adică modul cum lucrează funcționarii pe care i-ați găsit, ați păstrat aceeași echipă, ați mai făcut schimbări, cum s-au adaptat ei cu noul primar? Nu mi-a fost foarte greu cu salariații primăriei, funcționarii, pentru că eu lucrez din 2011 în această instituție și sigur că am intrat în problemele comunității și a instituției mai ușor. Categoric am păstrat funcționarii care au fost, dar pe perioada de când am preluat a fost nevoie să mai încadrăm personal, mai ales la compartimentul taxe și impozite, unde colectăm acele taxe și impozite și de unde avem nevoie ca să ne dezvoltăm. Categoric n-am luat o comună cu lucruri foarte bune și foarte multe realizări. La nivelul Comunei Pârgărești, în 2016, nu se accesase fonduri europene. Categoric că m-am axat pe problema asta pentru a depune proiecte pe fonduri europene, având în vedere că este o comunitate mică, nu este dezvoltată foarte tare, nu avem societăți multe ca să aducă venituri. Nu avem industrie. Suntem într-adevăr aproape de orașul Târgu Ocna, orașul Onești, dar lipsa locurilor de muncă, tocmai pentru asta au fost nevoiți oamenii să plece în afară pentru ca să poată să trimite acasă banii și să-și construiască locuințe și să investească acasă. Ați avut discuții cu cei care mai vin, eu știu, de Paști, de sărbători, vin acasă, v-ați întâlnit cu cei care pleacă în străinătate și care vin pe acasă? Ce v-au povestit? Ce își doresc ei de la Comuna Pârgărești, în care fac investiții, lucrează în străinătate, vin cu banii și construiesc case și fac tot felul de chestiuni. Mereu ținem legătura cu cei din străinătate și mă bucur de fiecare dată când ei se întorc acasă. Având în vedere că și eu am fost plecată 25 de ani și m-am întors în comunitate după 25 de ani, de multe ori spun că satul natal te atrage înapoi și dacă pleci pentru o perioadă, cât ești activ și ești în muncă, pleci în alte țări sau în alte localități, satul natal te atrage înapoi. Și dorești ca în comunitatea ta să fie făcut lucruri frumoase, să te întorci cu bine, cu plăcere în comunitate și să, sigur, ca să ai condiții de trai mai bune. După cum v-am spus, n-am preluat Comuna Pârgărești cu mari realizări. Categorică, da. Fiecare... E o comună mică, totuși, adică nu e o comună atât de mare. Toți acei care au fost înaintea mea în funcția de primar au încercat să facă la nivelul lor, la timpul lor, ce s-a putut și cum s-a putut. N-am găsit proiecte ca să depunem pentru fonduri europene, am încercat să fac cât s-a putut de repede să depunem proiecte pe fonduri europene și pe fonduri guvernamentale și am și reușit câteva proiecte mai micuțe. Sigur că au fost mulțumiri și nemulțumiri, dar eu sunt mulțumită pentru activitatea pe care am depus-o în acești 3 ani jumate. Și chiar pot să vă enumer proiectele chiar pe care le-am făcut. Care considerați dumneavoastră că sunt cele mai importante? Sigur că spațiul emisiunii nu ne va permite să intrăm în detalii, dar care considerați că sunt cele mai importante
Și ce proiecte. Am putut noi realiza în această perioadă scurtă? Nevoile comunității sunt foarte mari, sunt foarte multe probleme care trebuie să rezolvate ca comunitatea să funcționeze normal și la normele europene. Dar am depus un proiect pe fonduri guvernamentale pe PNDL 2, iluminatul public, reabilitarea și modernizarea iluminatului public. Pot să spun acum că Comuna Porgărești are un iluminat modern. Modern și bun. Și economic. Au apărut tehnologia asta pe LED-uri. Oricum am mers pe varianta cealaltă, pe lămpi cu sodiu. Cu sodiu. Ce am înțeles de la proiectantul pe care l-am avut, sunt mai bune pentru că în caz de ceață luminează mult mai bine. Am avut 3 extinderi de rețea electrică casnic și iluminat public la nivelul Comunei Părgărești, pentru că au fost locuințe construite fără a fi iluminate. Și chiar veneau mereu cetățenii și spuneau că de 10 ani și-au construit casa și n-au lumină. S-au descurcat cum au putut cu fel și fel de generatoare. Am considerat că e nevoie acei oameni să aibă și ei lumină în casele lor. Sigur că ne-am extins cu rețeaua și având în vedere că am avut planul urbanistic general actualizat, am inclus în acea rețea, în acea extindere și aceleași străzi care pe viitor vor fi construcții noi pentru tineri care se vor întoarce acasă și ei își vor construi locuințe acolo. Au fost 3 extinderi. Am depus un proiect printr-o achiziționare a unui buldoexcavator pe fonduri europene. Am crezut eu de cuvință că dacă nu, un om gospodar, dacă nu are o sapă în curte și un topor, n-are cum să se descurce și n-are cum să facă curățenie și n-are cum să se gospodărească. Și într-o comunitate ai nevoie și de utilaje pentru ca să poți să întreții comunitatea, să fie curată, să fie ordonată. Neavând acele utilaje, n-aveam cu ce să ne descurcăm și era nevoia mare. Am achiziționat un buldoexcavator pe fonduri europene, am achiziționat un tractor din bugetul local, am achiziționat un autoturism la primărie pentru ca salariații primăriei să nu fie nevoiți să se folosească de mașinile lor plecând în delegații sau în deplasări. Sigur, sunt multe de făcut și, da, pe fonduri europene am mai depus un proiect pentru costume populare, pentru că doresc să promovăm tradiția în comunitate și să readucem cumva, să scoatem din tradiția noastră, ducem în față prin tineri, nu? Da, prin tineri, dar neavând costume populare, am avut nevoie de acest lucru și neavând bani de unde să cumpere nici autoritatea, cât și nici părinții, am crezut de cuvință că trebuie să depun eu un proiect pentru a ne forma un ansamblu cultural. Să avem și noi comunitatea Porgărești, pentru că deja este un grup de tineri care sunt la nivelul școlii, numai că trebuie să-i dotăm, să aibă cu ce să se prezinte la fel și fel de festivaluri, chiar și de spectacole, sărbători, manifestări, spectacole. Sigur, da. Și proiectul este depus, este eligibil, așteptăm să semnăm contractul de finanțare. Ați făcut foarte bine, mai ales că pe această zonă culturală e partea mea mai sensibilă și mă bucur să aud lucrurile astea, pentru că o să vă rog să vă mențineți ideea. Am văzut comune în județul Bacău unde activitățile culturale chiar nu prea există. Nu sunt multe, sunt câteva cazuri izolate. Sigur, pe mine mă doare, dar vă dați seama, ca om de presă nu te poți implica în ceea ce hotărăște Consiliul Local împreună cu primarul. Așadar, ceea ce ați făcut dumneavoastră este extrem de important, pentru că tinerii, eu am văzut, sunt atrași de dansul popular, de cântecul popular. Mai mergi pe la o televiziune, pe la București, mai merg la un concurs, la un festival. Deci, iată, le creăm niște condiții ca să mai uită un pic de internetul ăsta care le acapareze tot timpul și care sunt convins eu că la un moment dat e doar o chestiune de generație sau de moment, vor reveni la aceste activități. Acum, cămin cultural aveți pentru așa ceva? Păi, sigur că la nivelul comunei avem și cămine culturale. Știu că am filmat noi niște inaugurări, nu știu, la un cămin
Da, când am preluat mandatul de primar, deja era început un cămin cultural la Bacna, e un sat mai micuț. Am continuat categoric proiectul și în decembrie 2017 am recepționat și acea clădire. Noi închiriem și pentru tineri, și pentru copii, și pentru persoane în vârstă. Mai avem un cămin cultural la Nicorești și avem și un cămin cultural la Satul Nou. De la Satul Nou am preluat căminul de la o asociație la care a fost dat. Sigur că este într-o stare cam nefuncțională. Am făcut deja expertiza tehnică pentru acel cămin. Suntem la faza de achiziție pentru proiectare și anul acesta vom avea proiectarea ca să poți să depun pe o sursă de finanțare, având în vedere că trebuie reabilitat, sunt cheltuieli mari și încercăm să facem proiectul, să depunem eventual CNI sau ce alte linii de finanțare se vor deschide în anul 2020. Deci, iată, nu ați avut acea prejudecată pe care o au alți primari, domnule, ștergem tot ce este în urmă și numai din mandatul meu. Deci ați continuat și proiectele pe care le-ați găsit, ceea ce arată maturitatea dumneavoastră politică și asta e un lucru și asta mi-aș dori să văd la toți primarii. Adică, domnule, nu contează cine și cum, important ca primarul în funcție să ducă mai departe, să nu oprească acele proiecte, să pierd niște bani din ai comunității până la urmă. Bun, spuneți-mi, vă rog, cam cum ați reușit, pentru că sunt proiecte pe de o parte care vin cu fonduri europene, mai vin de la guvern, acum am înțeles că va fi un nou program, cum a fost PNDL-ul și așa mai departe. Totuși mă interesează și le explic telespectatorilor în același timp, noi fiind televiziune, mergând pe la ședințe, cam știm mecanismele acestea, mă interesează dacă gradul de colectare, pentru că trebuie un buget al comunei, cam cât îl aveți, cam cum merge? Își achită oamenii datorii? Da, oamenii sunt conștiincioși. Chiar dacă sunt mai necăjiți, unii vin. Oamenii chiar sunt conștiincioși și vin să-și achite taxele și impozitele. Sunt probleme cu cei care n-au dezbătut succesiunile și unde sunt chestiuni juridice mai mult. Și nu, sau unii plecați. Nu se înțeleg între moștenitori care să achite taxa de impozitele și taxele pentru clădirile rămase de la părinți. De asta noi încurajăm mereu și de fiecare dată când avem cazuri din astea să-și dezbată succesiunile și să-și împartă proprietățile, bunurile, pentru că așa mi se pare corect. Ce-a rămas de la părinți să-și împartă fraților sau coproprietarii și să-și achite datoriile către stat. Pentru că, în primul rând, asta este. Când cer ceva să ți se facă în comunitatea ta, prima dată tu trebuie să fii corect față de autoritate și după aceea să vii să ceri ca și autoritatea să facă. După cum v-am zis, având în vedere că noi suntem o comunitate mică, fără societăți, fără venituri foarte mari, ne descurcăm destul de greu. Dar încercăm totuși să facem tot posibilul ca să nu avem datorii. Pentru că aici pot să menționez, când am preluat iar mandatul de primar, am constatat că am avut datorii mari la apă, ceea ce... Sigur că au fost probleme, ne-au oprit în miez de iarnă societatea care ne furnizează apă, Crab Bacău. În miez de iarnă ne-au oprit vreo 3 săptămâni apa, sigur că am avut mari probleme, ne-au înghețat rețelele. Păi știu, pentru că am venit pe la dumneavoastră și era necăjită și nu știați cum să... Adică vă zbăteați să rezolvați această problemă și până la urmă totuși ați reușit. Să știți că mi-a plăcut la dumneavoastră optimismul de care dați dovadă și faptul că nu renunțați niciodată, adică vă duceți lucrurile până la capăt. Categoric am făcut ședințe cu cetățenii în satele în care avem aducțiunea de apă. I-am făcut să înțeleagă că cât consumăm, trebuie să și plătim. Sigur că am monitorizat foarte mult, am pus foarte mult suflet, nu numai eu, echipa mea întreagă, domnul viceprimar, colegii mei de acolo, funcționarii publici, i-am implicat. Și pot să vă spun azi că în urmă de un an, noi nu mai avem datorii la CRAB, ne-am reglat financiar, sigur că ținem din scurt, foarte din scurt, monitorizarea și distribuirea apei. Toți cetățenii au înțeles că altfel nu se poate decât totul să fie contorizat și să se plătească la timp, pentru că altfel n-ai cum să poți recupera
tu la rândul tău trebuie să plătești facturile și nu ai de unde dacă dânsi și nu își achită datoriile. Tocmai de aceea am adus discuția până în acest moment ca să discutăm despre modul cum cetățenii vin și contribuie la bugetul comunei, pentru că aici trebuie făcut o precizare pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea, că aceste proiecte europene sau și de altă natură, da, sunt situații în care proiectele care vizează canalizarea și așa mai departe, infrastructura, asfaltarea, sunt și proiecte care vin cu o contribuție din partea primăriei, de la bugetul, deci dacă ai un buget, chiar dacă el este mic, ești obligat prin lege sau prin proiectul respectiv să vii cu o anumită contribuție. Asta trebuie să știi oamenii, că banii lor, de fapt, se întorc în proiectele de care au nevoie. Celelalte proiecte care le vom... La infrastructură în mod prioritar. Da. Sigur că sunt cheltuieli eligibile și neeligibile. Exact. Orice proiect are prevăzut așa ceva. Și cele neeligibile sunt suportate din bugetul local. Fiecare UAT trebuie să suporte aceste cheltuieli. Da. Păi, mai spuneți-ne despre alte proiecte. Da. Sigur că avem proiecte în derulare acum. Pot să vă spun că deja am proiectul pe masă pentru reabilitarea și modernizarea sediului clădirea, sediul primăriei. Nu au mai fost făcute reparații de foarte mulți ani, reparații capitale vreau să mă refer, pentru că așa întreținerea clădirii a fost făcută, dar reparații capitale, acoperiș, anvelopare, pentru că sigur că consumul de energie termică este mai mare dacă nu este anvelopat, schimbarea centralei pentru suprafața întreagă și am reușit, am făcut expertiza tehnică, avem proiectul tehnic și anul acesta vrem să cum vom avea bugetul aprobat, să punem în executare acel proiect. De asemenea, anul trecut, prin hotărâre de guvern, ni s-a aprobat pentru două școli principale, construirea a două grupuri sanitare. Am reușit să facem proiectele, iar anul ăsta vom face și acele grupuri sanitare. Avem deja contract semnat pentru un teren multifuncțional, teren de sport multifuncțional. Un teren de sport la școala gimnazială Părgărești, în centru, cum spunem noi, în centrul comunei, pentru că nu am avut și, sigur, trebuie pentru ca copiii să poată să-și desfășoare orele de educație fizică în condiții bune și la fel și tinerii unde să-și petreacă timpul liber, zilele de sărbători și ne trebuia așa ceva. Contractul este semnat, proiectul este în lucru și achiziția lucrărilor va face aceeași firmă. De asemenea, spuneți-ne, totuși, facem o mică paranteză aici, spuneți-mi, vă rog, au venit bisericile, parohiile, cum colaborați cu... Pentru că e foarte important, eu nu degeaba am spus că sunt oameni credincioși acolo, sunt oameni care se duc la biserică tot ca într-o familie, da? Dar dacă ați sprijinit aceste instituții de cult, indiferent că sunt catolice sau ortodoxe sau de altă... Noi an de an prevedem în bugetul local o susținere a culturilor. Deci este o chestiune periodică. Este prevăzut. Și în funcție de ce nevoi are fiecare biserică, în funcție de asta sunt sprijiniți an de an. Deci bisericile sunt ale noastre, ale comunității și trebuie să fim alături de ei. Dar vreau să vă mai spun adinaori de un proiect pe care îl avem în lucru. Anul trecut, într-adevăr, Dumnezeu iar ne-a încercat și am avut inundații, avem câteva păraie care nu au ieșit din matcă, drumurile au fost spălate foarte, foarte tare. Deja am înțeles și de acum știu că degeaba punem balastru pe drumuri pentru că la prima ploaie le spală. În urma inundațiilor de astă vară am făcut solicitare către Compania Națională de Investiții și în noiembrie am avut surpriza plăcută că s-a aprobat prin ordin de ministru 10 km de drum care vor fi reabilitat, modernizat prin asfaltare, cu rigole, ca să evităm acele inundații. Da, deci apa are pe unde să se scurgă acum, dacă au rigolele, așa nu mai poate traversa drumul.
Da. Așteptăm acum să aprobăm bugetul și să pornim documentația pentru studii geotopo, expertiză, da, și pentru studiu de fezabilitate. Cum le-am terminat prin luna februarie-martie, mă voi prezenta cu ele la Compania Națională de Investiții și le voi depune pentru a fi aprobate și va fi puse în execuție. Și după aia dați ordinul de începere. Vă închipuiți că 10 km de drum în comuna Pârgărești este ceva, important. Că este o realizare, da, mare pentru noi, pentru că avem două drumuri comunale care leagă comunele între ele, plus drumurile de acces, drumurile sătești, unde oamenii n-au avut și nu au sperat că vor avea asfalt la poarta lor. Pe de o parte, spre Oituz, nu? Și, spre Bogdănești, a, spre și Bogdănești. Spre Tuta. Da, spre, da, Tuta. Dar drumul comunal 128, care este Pârgărești spre Tuta, Târgu Trotuș, urmează de acum, deoarece acolo vor fi lucrări făcute de CRAB pentru conducta magistrală care vine de la Dârmănești și la către Onești. Acel drum rămâne pentru că se vor lucra pe el și n-aș vrea să punem asfaltul și după aceea să răscolim și să punem... Da, sigur, întâi, da, trebuie făcut în așa manieră încât când ai pus asfaltul, deja trebuie să ai celelalte făcute în urmă, nu începe invers. Am văzut că majoritatea consiliilor locale, cât și primare, au înțeles în sfârșit, da? Că înainte, eu am văzut un exemplu în Bacău, pentru că părinții mei locuiau în Bacău și era o stradă acolo care, cred că vreo 10 ani tot s-a lucrat acolo. Dar, într-adevăr, s-a așteptat un pic, s-au făcut canalizarea cum trebuie și celălalt și abia după aceea s-a pus asfaltul. Ei, dacă lucrurile s-ar face invers, de aia, vedeți, aici este rolul experienței pe care o aveți dumneavoastră în administrație, pentru că lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine, nu ai cum să le faci după aia strici. Ai făcut după aia stricat. Așa ne-am dorit, dar în funcție și de sursa de finanțare pe care o, pe care o primiți, ai, da, pe care o primești la timpul respectiv. Da, sigur că ați participat la noi, acolo în Comuna Pârgărești și la alte evenimente istorice. Hai să vorbim un pic despre centenar, pentru că, da, a fost un an plin de evenimente și an care, într-adevăr, a marcat și în Comuna Pârgărești lucruri deosebite. Dacă doriți să vorbim un pic despre acest an centenar și cum l-ați pregătit dumneavoastră pentru Comuna Pârgărești. Centenar pot să spun eu că tot din anul 2017 tot facem aceste evenimente, având în vedere că în anul 2017 a fost anul centenar privind războaiele din primul război mondial. Am reușit și am făcut și atunci acel eveniment pe Coșna. Coșna, un deal unde s-a câștigat războiul, unde a fost ultima redută din perioada primului război mondial. A fost destul de greu, într-adevăr, pentru noi, pentru că pe acel deal nu a fost niciun drum realizat, doar cărări, atâtea. Și am reușit în 2017, în două săptămâni, să deschidem un drum de acces pentru a ajunge la locul respectiv, acolo unde chiar s-a dat ultimele lupte și unde s-a câștigat războiul. Am continuat. În 2018, în colaborare cu Universitatea de la Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Geografie, Geodozie, am, în colaborare cu dânșii, au avut niște simpozioane pe tema pedopeisaje din teatrele de război și au venit specialiști, au analizat solul de pe acel deal unde a fost războiul să vadă cum s-au comportat în cei 100 de ani. Și atunci am avut din toată țara invitați la noi acolo și sigur că prin felul acesta ne-am promovat comunitatea, ne-am promovat acest deal. În 2019 am continuat, pentru că cu ajutorul Asociației Prospectorii Istoriei, cu Asociația 15 Infanteriei Iași, cu Muzeul de Istorie, filiala Muzeului de Istorie de la Iași, cu niște oameni cu suflet mare care ne-au sprijinit și ne-am sprijinit cumva și am colaborat, am reușit să facem un ansamblu monumental comemorativ pentru eroi știuți și neștiuți. Din
Au analizat cel puțin cei de la Asociația 15 Infanterie, domnul Luncanu, a reușit să afle că în 1917-1918 locotenentul Paul Berj a murit în acea zona noastră și sigur că a luat legătura cu ambasada franceză, cu o ziaristă din Franța, pentru a descoperi dacă mai trăiește cineva din acea familie. Și s-a reușit, a aflat descendenții acestui locotenent, au fost invitați la acel eveniment al nostru. Eu spun cu plăcere că a fost un eveniment internațional. Sunt foarte bucuroasă pentru că am reușit să facem noi împreună, pentru că nimic nu poți să faci de unul singur. Sigur. Trebuie să fii o echipă. Și da. Dumneavoastră ați participat, ați filmat, ați văzut ce eveniment deosebit a fost. Ca să aduni și să într-o locație atâta mulțime de oameni militari din toată țara, plus invitați la ambasada franceză, atașatul militar de la ambasada franceză, de la nivelul județului, de la nivelul țării, de la statul major al armatei, au venit la acel eveniment, au participat și zic la fel că am promovat comunitatea, am promovat zona și plus de asta ne-am comemorat ostașii noștri care au luptat pentru noi, ca noi astăzi să fim liberi și să putem să vorbim aici în fața dumneavoastră, dragi cetățeni din țara asta. Ne bucurăm pentru și suntem mândri că suntem români și suntem mândri că acei eroi s-au jertfit pentru noi, ca noi azi să fim liberi și independenți. Da, a fost un moment deosebit, putem spune chiar special și pentru televiziunea noastră. Sigur, noi am filmat și am publicat integral acest eveniment, dar ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am văzut în publicații din străinătate și din Franța, am văzut despre Pârgărești, deci presa internațională a venit și a marcat acest moment. Deci a spus încă o dată o piatră de temelie pentru cei care trec prin zona Pârgăreștiului, să știe că acolo este un loc important. Și eu vă felicit pentru acest lucru, pentru că am găsit și găsim locuri în țara asta în care greu poți să te legi de o chestiune. Observați cum fac cei din străinătate. Orice lucru, orice eveniment istoric este marcat și este foarte important, pentru că tinerii din ziua de astăzi au și ei orgolii lor și spun: doamne, da, noi suntem de la Pârgărești, ați văzut Coșna, este acolo, este monumentul. Și vă felicit, și monumentul foarte, foarte bine gândit și foarte frumos. Aveți o echipă bună în primărie, am văzut că m-am găsit cozi. Știți ce mi-a plăcut mie la primăria din Pârgărești? De fiecare dată când am ajuns, eu n-am văzut să oameni stând la coadă acolo sau la coadă, să stea să aștepte foarte mult. Am observat că vin și rezolvă probleme. Cum ați gândit împreună cu echipa dumneavoastră să fie servit cetățeanul la primărie? Păi m-am pus eu în situația cetățeanului. Cum nu-mi place mie să stau la rând undeva, să stau ore în șir pentru a primi o informație sau pentru a veni să-mi achit taxele și impozitele și să stau la rând, am solicitat colegilor mei, funcționari, ca să nu se întâmple lucrul acesta. Să încercăm să fluidizăm, să nu stea cetățeanul la ușa noastră foarte mult, să dăm toate informațiile necesare și omul să vină cu plăcere. Pentru că, așa am zis și în campanie, ușa primarului este deschisă oricând și oricum și telefonul primarului este deschis oricând. Deci eu răspund oricând, oriunde ai fi, numai să fiu într-o ședință și atunci sigur dau mesaj că voi reveni cu un telefon. Dar în rest, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și cred că este lucrul cel mai bine cel spus. Mai important, da. Cel mai important. Da, e bine când primăria este bine organizată și când oamenii vin și nu vin doar pentru a solicita un document sau a plăti taxe. Eu sunt convins că anumiți cetățeni vin și la dumneavoastră să vă ceară câte un sfat pe sfat, anumită tematică. Informații. Totdeauna am fost o fire deschisă. Ceea ce am știut eu, am încercat să împărtășesc tuturor.
Omul are nevoie de o informație pentru a merge mai departe. Unde să vină bietul cetățean, nu? Vine la primărie și atunci el, dacă tu i-ai dat o informație corectă, l-ai îndrumat pe calea cea bună, ce are de făcut, el și-a rezolvat problema, că în principal este rezolvarea problemei omului, cetățeanului respectiv. Atunci va veni cu plăcere înapoi, îți va mulțumi și sigur că îți va mai solicita și altă dată, nu? Te solicită să-i rezolvi și alte probleme. Dar vine cu plăcere la tine și cred că asta este. Cred că e și bucuria totdeauna dumneavoastră că vine să vă ceară. De fiecare dată am fost alături de oameni. Având în vedere că profesia mea este de asistent social, totdeauna am lucrat cu oamenii mai defavorizați. Și totdeauna m-am pus în slujba lor și mă voi pune în continuare categoric că nu poți să-ți schimbi firea dacă ești așa. Am zis de acel eveniment. Pot să vă spun că noi vom continua. Sigur că vrem ca acel drum să fie practicabil. Cetățenii și în ziua de azi și la orice oră urcă pe acel munte, acel deal și vizitează acele locuri și sigur că este obligația noastră, autorității locale, să amenajăm drumul să fie mai bun. Lucrăm acum la documentație pentru a introduce în domeniul public și acel drum și vom continua cu un proiect categoric în asociație cu partenerii noștri cu care am făcut acest ansamblu comemorativ. Lucrăm la un proiect, un ansamblu memorial internațional Coșna Oituz. Asta e o știre, într-adevăr. Da, da. Sigur că vom căuta și surse de finanțare pentru că va fi un muzeu, un mausoleu din explicațiile pe care le-am avut de la profesioniști, de la colonei care vin să ne ajute și să facem acest muzeu internațional. Da. Pentru că este nevoie ca să-ți dezvolt comunitatea, să fie trecut în circuitul turistic, ca oamenii care vin la Târgu Ocnea stațiune, sigur că după tratament ei se întreabă unde putem să mergem după amiază, în această după amiază. Da, da. Mai ales că străinii sunt interesați de istorie. Eu am observat, eu nu prea sunt un fan când merg în concediu să fac multe vizite, dar atunci când știu că localitatea respectivă este un loc care ține de istoria noastră și dumneavoastră aveți un loc unic, poate, în România din acest punct de vedere, pentru că acolo a fost o cotitură în istoria României, da? E o zonă reprezentativă, ați făcut foarte bine că ați pus în valoare acest loc și acest moment istoric. Ați văzut că este o zonă superbă. Da, nu mai pe de o parte și de alta aveți întreaga valea. Dumneavoastră a spus un deal, că îi spune dealul acolo, dar e munte, că am urcat cu mașinile. Da, cota 789, sigur că vezi întreaga vale, Valea Trotușului, Valea Cașinului, întreg orașul Onești. Da. Ai o deschidere superbă. Și le recomandăm telespectatorilor noștri să caute acest loc. Sigur, să vină să ne viziteze comunitatea și sunt primiți ori de câte ori vor veni primiți cu ușa noastră deschisă. Doamna primar, ce mai considerați că ar trebui să ne mai prezentați? Noi trebuie să le spunem telespectatorilor că o să vă mai invităm aici și sperăm că veți răspunde așa cum ați răspuns cu amabilitatea care vă caracterizează. Ați venit și noi o să mai prezentăm, sigur, într-o emisiune nu putem trece în revistă toate lucrurile. Eu oricum am spus că sunt încântat de Comuna Pârgărești, mai ales mulțumim, când mă duc la o primărie unde beau o cafea cu doamna primar acolo. Noi presa suntem foarte mulțumiți pentru că este transparență decizională, a fost deschisă de la început, și întotdeauna ne-ați răspuns la toate întrebările. De la început am vrut ca să veniți, să ne filmați ședințele, n-avem nimica de ascuns niciodată. Dumneavoastră postați ședințele noastre, avem site-ul primăriei, se poate vizita, se poate vedea, nu avem nimic de ascuns. Felicitări, foarte. De ce mai doriți să ne mai spuneți astăzi? Sigur, pentru perioada următoare, noi ne pregătim pentru alte proiecte, pentru că nevoile într-o comunitate sunt foarte mari. Și acolo unde nu s-a făcut prea multe lucruri, s-au cam adunat. Și trebuie să spun că
De câțiva ani de atunci, de când am avut probleme și cu apa, deja am făcut expertiza tehnică pentru rețeaua veche și am propus în planul de investiții și reluăm anul acesta înființarea unui sistem integrat de alimentare, apă și canal. Având în vedere că suntem într-o zonă de deal, va fi un proiect mai greu, greoi, mai greu. Da. Pentru că... Am văzut că mai alunecă terenul, așa, da. E specific unor asemenea de zone. Asta deci am o să vă coste și un pic mai mult. Da, de asta am și amânat puțin, pentru că am discutat cu fel și fel de proiectanți. Chiar am fost în teren cu foarte mulți proiectanți, ca să nu cumva să greșim acel proiect. Ați fost la pas cu ei. Da, și să nu greșim acel proiect și să nu fie funcțional, pentru că când faci o cheltuială, vrei ca să te folosești... Da, de ceea ce faci, de investiția respectivă. De asemenea, pentru că se cere acum, lemnele sunt scumpe, doresc să depun un proiect și deja am vorbit cu consultantul și un proiectant, cum avem bugetul, pornim pentru a demara un proiect înființare sistem distribuție gaz-metan. Noi avem într-o localitate un traseu făcut de foarte mulți ani, pe când au făcut colegii de la Târgu Ocna, dar trebuie să facem pentru întreaga comunitate. Sigur, mă gândesc sigur. Că este necesar, este un mod de viață normal și chiar mai modern. Nu mai distrugem pădurile pentru că nu mai consumăm lemnele și redăm... Da, și gradul de confort este, sigur, mult superior. Sunt multe de făcut într-o comunitate, v-am zis, avem destul, avem de lucru, avem și sigur că în sfârșit am reușit să am o echipă bună. Pe lângă această echipă mai avem nevoie de oameni, eu mereu am zis că promovez tinerii, deoarece așa mi se pare corect să implicăm și pe cei tineri. Uitați că nu am vorbit de partea socială la nivelul Comunei Părgărești. O să discutăm într-o emisiune viitoare. Atâta vă spun, la nivelul Comunei Părgărești avem o colaborare foarte bună cu Centrul Diecezan Caritas Iași. Așa. Și avem un centru de îngrijire la domiciliu la nivelul comunei. Pe sigur am preluat, dar am continuat, că mi se pare corect. Îmbătrânim și avem nevoie ca cineva să ne deschidă poarta, să ne bată la ușă și să le spunem o vorbă bună bătrânilor, să îi încurajăm. La fel nu neglijăm nici familiile nevoiașe, nu neglijăm nici copiii cu probleme, colaborăm foarte bune cu Direcția pentru Protecția Copilului, cu alte organizații neguvernamentale, am sprijinit locuitorii din comună, am fost cumva liantul între familie și organizație, am construit case pentru oameni nevoiași, am cumpărat case pentru oameni nevoiași, sigur că suntem alături de ei. Mă bucur că s-aud asemenea lucruri. Doamna primar este de neoprit în emisiunea noastră, dar știți și dumneavoastră că, și nu, mă bucur că aud lucruri foarte, foarte bune și vă văd o femeie care muncește, care e dornică să-și pună activitatea în sprijinul Comunei Părgărești. Pe finalul emisiunii, pentru că deja timpul emisiunii noastre a expirat, având în vedere că vin și alegerile din acest an, o să vă rog să transmiteți un mesaj de suflet din partea dumneavoastră pentru cetățenii din Părgărești. Dragi locuitori ai Comunei Părgărești, după cum v-am zis de fiecare dată, într-o comunitate ai de făcut multe, ca și într-o familie și într-o gospodărie. V-am mai cerut eu puțin tică răbdare și vă rog să aveți răbdare cu noi, pentru că Comuna Părgărești, peste câțiva ani, va fi o comună exemplu, o comună la nivel european. Și atunci vă așteptăm cu drag pe cei care sunteți plecați pe fel și fel de teritorii, fel și fel de țări, să reveniți în comunitatea noastră cu plăcere, cu drag și chiar să vă întoarceți acasă, să aveți condiții de viață, un nivel de trai acceptabil, dar totul, după cum știți, se face cu răbdare. Vă mulțumesc! Doamnă, dacă aș locui în Părgărești, votul meu l-aveți, fără niciun... Chiar m-ați convins. Ideea este că ne-a făcut o plăcere deosebită că ați venit în studioul nostru, care e un studio, zicem noi, tânăr. Suntem și noi la... Noi, eu tot spun, din 2015 că suntem la început de drum, pentru că, vedeți, și tehnologia avansează permanent și trebuie să ținem legătura atât cu cei din țară, cât și cu cei din străinătate.
Ne-a făcut o plăcere deosebită și sperăm că și în viitor veți accepta invitația noastră de a fi în direct prezent aici, prezenți în studio și să le dăm vești bune așa cum ne-ați dat și dumneavoastră astăzi. Și mă bucur încă o dată, mai sublinez o dată, energia de care dați dovadă și entuziasmul pe care îl, până la urmă îl puneți în folosul oamenilor. Vă mulțumim și să ne vedem cu bine și data viitoare. Vă mulțumesc de invitație, cu mare drag, oricând vă așteptăm pe la noi să veniți, cu plăcere. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, aceasta a fost emisiunea Personalitatea Zilei de astăzi. Multă sănătate tuturor și nu uitați să urmăriți programele noastre. La revedere! Mulțumesc!